Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Astăzi vom face salată beof. Am fiert legumele, eu am fiert cartofii, morcovul, pieptul de pui și mazărea. Și acum... Pui și mazărea! Da, și acum le voi tăia. Scuze că vă întrerup, dar uitați ce am desenat. Wow, ce frumos e, mami, deosebit! Este foarte frumos, mai arată o dată. Aici foarte mami, aici tati și aici eu. Foarte frumos. La mare, nu? Da. Foarte frumos. Și ai văzut, am făcut și în detaliile astea. Da. Care sunt aici. Foarte frumos. Mulțumesc! Nemaipomenit, dar chiar mami, tu chiar ai talent la desen. Nu spun că ești fetița mea, dar chiar ai talent la desen. Adică ai imaginație spre a face peisaje, spre a face lucruri. Chiar îmi place. Bravo, mami. Sunt mândră de tine. Da. Și cum spuneam, acum tăiem legumele. Am început cu cartofii. Le-am fiert un picuț cam tare, dar nu-i problemă, că oricum toate vin tocate mărunt. De fapt, o să tai 2-3 bucăți de cartofi, apoi o să pun și o bucată de piept de pui și tot așa intercalez și când le tai. Să-mi vină mai ușor și l-am amestecat. Am fiert și ouăle pentru maioneză. Chiar dacă au trecut sărbătorile, dar nouă ni s-a făcut din nou poftă de salată bio. Și am zis să facem așa. De poftă. Da. Acum tăiem și piept de pui, tot așa, bucățele mici, cubulețe. Am pus un piept de pui mare, 3 cartofi potriviți și 3 morcovi potriviți. Și castraveciori murați. Mami, dar ce faci? Hai bine la mămiță. Și să iau o guriță de pui. Ia, mami, și salută urmăritorii. Da, mergi mai încolo un picuț și prindeți părul. De fapt, du-te la baie așa și prindeți părul și apoi intri lângă mâncare corespunzător cu părul prins. Așa. Gata? Dar ce repede ai tăiat morcovul? Sunt rapidă, mami. Și-o spălată. Tocmai vii de la baie, nu? Așa, așa, că da... E fără sare? Poftim? E fără sare? Fără sare, să punem un pic de sare, că... Și în vlogul următor o să facem pavlova! Da! Stați aproape, că în vlogul următor vă voi prezenta rețeta noastră, da, de pavlova, care am făcut-o de Revelion și a ieșit foarte bună. Bine, înainte să o încercăm, am gustat la o zi de naștere și a fost da! Da! Și am luat rețeta. Am luat rețeta și acum am făcut-o de Revelion și a fost foarte solicitată.
și am zis să mai facem o porție. Care e foarte bună. A ieșit foarte bună și e foarte... Și o să facem cu afine. E foarte răcoritoare, cu afine și cu zmeură. Foarte răcoritoare și foarte bună. O să vă arăt un secret. Rapid. Secretul. Arăți amidonul. Amidonul. Acela este amidonul. Secret. Care îl vom pune în Pavlova. În Pavlova, da. Ține-mă, mami, mă. Ține-mă, gopodina mea, mă. Ai terminat de desenat? Mm-hmm. Acum chiar că am conturat umbrela aia ca lumea. Da. Arată. Bravo, mai arată o dată, te rog, și la urmăritorii noștri, că este un desen am încercat frumos. Am vrut să fac și un delfin, dar am zis, lasă, că poate fac vreo prostie, știi? Că poate nu-ți iese chiar bine și n-ai vrut să strici desenul, nu? Da. Dar a ieșit deosebit, chiar... Aici, la Aquamarine, unde am fost și am făcut room tour. Da. La mai Aquamarine? Aaa, să fac și așa niște... Niște valuri, ca și cum chiar că e nisip. Mă duc. Fă, mami, ce vrei tu? Este desenul tău, bucură-te de el. Așa, pieptul de pui l-am tăiat. Acum mai avem de pus cartofii. Mai avem de tăiat din cartofi. Ei, am pus mazărea prima dată, care am fiert-o, așa, am pus cartofi, morcov, pieptul de pui, acum iar punem cartofi. Tăiem tot ce am fiert, pentru că am făcut pentru o porție de salată. Arată mai bine? Foarte bine arată. Acum am făcut și așa niște desene. Mami, și atunci, în prima zi, când am dormit aici la Aquamarine, așa l-a răsărit. Aaa, ți-a plăcut view-ul, nu? Da. Aveam o priveliște foarte frumoasă din camera de hotel. Ați văzut și voi, și mare, și piscină. Da. Două piscine. Și anul ăsta sper să mai mergem o dată. Ți-a plăcut foarte mult. Da. Și o să mai facem încă un room tour, că poate nu ne dă aceeași cameră. Da, e clar că nu cred că ne dă aceeași cameră. Maria se atașează foarte mult de fiecare dată dacă îi place un hotel sau o locație unde mergem. Mai vrea să meargă măcar o dată. Bine, că ea vrea să meargă în fiecare an, ar vrea să mai meargă, dar... Măcar... Cum ar fi Dunirel Resort sau hotel Yaki Hadi. Yaki Mamaia, da. Mm. Adică acolo e cea mai bună ciorbă care vă puteți dori. Da, este o ciorbă foarte bună la prânz. Zici că e făcută la mama acasă. Bine că. Niște ciorbe foarte gustoase. Seara, dacă vreți să mâncați la hotel seara, puteți să vă... La separat, dar noi am mâncat în oraș. Da, seara. La chestii bune. Și în fiecare zi la prânz acolo au diferite ciorbe, într-o zi. De fapt, în fiecare zi câte două feluri de ciorbă. Cremă și așa. Și în fiecare zi le schimbă. Da, și sunt foarte bune. Combinația dintre pui și mazăre așa coapte. Foarte bune și arată foarte bine. Și sunt gustoase și au și un aspect foarte frumos, ciorbele de acolo. Îți plouă în gură doar cât le vezi, deci trebuie să le mai guști. Pune-te, te rog, farfuriuța de aici, două la chiuvetă. Sau, nu, nu, poți să o lași ca să pun capetele de la castraveți, scuze, mă mulțumesc. Lași pe și o bucată. Da. Și acum tăiem. Bucată, bucată.
Acum tăiem și castraveții. Mai bun pe pentru mine. Mai dulce. Da, mami, da, castraveții se pun în... Castraveții se pun de obicei în salata biof, pentru că sunt acruți. Și salata biof, ingredientele care se pun în salata biof sunt dulci, dulcege, morcovul, cartoful, pieptul de pui și trebuie să punem castraveți murați ca să da, ca să -i dea un gust bun. Foarte bun, da. Foarte bun, da, acruți, nu? Da, scrie. Punem așa. Imediat, și eu. Imediat e gata, da, scăta eu. Tu eventual m-a ajuns la maioneză, da? Capuș pregătim de maioneză. Să o facem imediat. Aici avem ouășoarele. Ouășoarele fierte pentru maioneză și o să punem și... cred că punem două fierte și unul crud. De ce? Așa, așa punem. Și noi punem doar bărbenușul în, în maioneză. Și albușul putem să punem decor. Da, albușul putem folosi ca și decor, da. Cana mea preferată. Cănile tale, că avem un sie din alea. Da, bine, am asta și asta simplă, care e... Nu știu, e chiar dacă e simplă, e foarte faină. Da, în general lucrurile simple, să știi că sunt... Mai faine. Da. Sunt... Apropo, înainte să spui, nu uitați să intrați pe Petre Monica, contul meu de Instagram și aveți o poză cu mama, pentru că... Da, chestii. Și lucruri personalizate acolo, eu postez, bine, și pe Petre Monica. Lucruri personalizate, underline, oficial, da? Stai să mă uit, am uitat. Așa mi-ai spus tu, așa știu eu. Parcă așa era, da. Așa, și acolo eu postez, nu știu, lucruri făcute de mine, nu știu cum să mă exprim. Deci pe lucruri personalizate, underline, oficial, Maria postează lucruri făcute de mânuța ei, gen... tablă de scris cu burețel, gen semne de carte, brățări. Acesta așa arată poza de profil. Și aici am, bine, am doar atâtea postări, dar vreau să comandați ca să mai postez încă multe, că am o grămadă de idei. Aici am un clip. Am o felicitare. Așa. Este suficient, lasă ca să intre abonații noștri, ca să vadă și ei ce lucruri frumoase mai ai tu acolo. Am și acții bildele sunt foarte frumoase. Să le stârnești curiozitatea. Mm. Așa dacă le spunem noi tot ei... Și să mă urmăriți în ambele. Și pe a Petrei Monica și pe lucruri personalizate, underline oficial. Așa, și mai avem un picuț și terminăm de tăiat și castravetele murat. Nu pui cam mult? Nu. Poți să iei tu, te rog, o lingură din săltar. Și mare? Să... Da. Și să o amesteci. Să mă ajut tu cu amestecatul. Nu e problemă dacă le... Nu, mami, nu. Că se amestecă foarte bine, nu aici. Nu e Jessica. Nu, mami, nu e Nica. Și imediat e gata. Facem și maioneza. În 15 minute ai făcut foarte repede. Ca să vom reveni un picuț, pregătim, am terminat de tăiat castravetele și pregătim ouțele pentru salata biof și revenim, da?
Am revenit cu maioneza. Am pus două ouă fierte, cum am spus. Adică două gălbenușuri fierte și unul crud. Și amestecăm bine. Învârtim. Aici la maioneză învârtim până nu mai putem. Și un pic lămâie, zeamă, nu, doar un picuț așa. Tata arată foarte bine. Mai punem ulei. Dar ce consistență bună are și ce bine arată. Ouăle ce le-am pus sunt ouă de casă. Acum punem și un picuț de muștar, o linguriță, chiar două linguriță de muștar. Poate eu să împărt? Da. Mai vedem ulterior dacă mai trebuie muștar. Nu punem ulei. Deci la maioneză secretul este să învârtim în același sens, da? Așa. În sensul acelor de ceasornic. Așa. Așa, mami. Așa. Păi eu am făcut o dată și așa. Păi lasă, nu-i nimic. S-a întâmplat. Nu-i nicio problemă. Că să nu învârtim mai multe ori. S-a întâmplat odată, nu-i bai. Oțul. Oțul. Ce frumos! Ah, stai că a sărit o picătură. Să o ștergem. Am pus. Maria este nerăbdătoare să mănânce și eu mă grăbesc. Și eu mă grăbesc să o fac. Că între timp i s-a făcut fumică. Ia uitați ce. Ce bine arată. Ia uitați ce consistență frumoasă are și ce bine arată. Acum o vom pune, vom amesteca, o punem în, când am pus ingredientele. Mai lăsăm un picuț să punem și deasupra. Aici amestecăm bine. Omogenizăm. Ia uitați ce frumos arată și o vom pune în acest bol care l-am pregătit.
Revenim. Am așezat salata în bol. Acum vom pune și maioneza deasupra. Așa, încorporăm frumos pe toată suprafața. Deci a venit momentul să degustăm. Am făcut așa un mic decor cu albuș de ou și am făcut o inimioară. Și acum să guste Maria, să ne spună cum a ieșit, cum este. Foarte bun. Bugurița plină, foarte bună. Am servit direct din acest bol pentru că nu are rost să mai punem în altceva. Vom mânca din el. Explozie de gusturi nemaipomenită. Vă pupăm și nu uitați să abonați, să ne urmăriți, că nu veți pierde nimic. Vă pupăm, pa, pa! Pa!